Un accident a avut loc pe o stradă din centrul Piteștiului. Un tânăr de 22 de ani nu s-a asigurat la schimbarea benzii de pe banda întâi pe banda a doua și a intrat în laterala altei mașini pe care a proiectat-o într-un autoturism parcat, apoi într-un copac. Mai multe echipaje de la pompieri, un echipaj SMURD și un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Județean Argeș au fost solicitate. În jurul orei 23, pompieri au fost solicitați să intervină în strada Arman Călinescu din municipiul Pitești în cazul unui incident rutier produs între două autoturisme. La fața locului, salvatorii au identificat 4 victime, 3 preluate de către două echipaje ale SMURD, iar una a fost preluată de către un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Argeș. Cele 3 victime preluate de către paramedicii SMURD au fost 2 de sex masculin și una de sex feminin, toate în vârstă de 20 de ani, acestea fiind transportate la spital acuzând dureri și prezentând leziuni la nivelul corpului. De asemenea, pe timpul misiunii, pompieri au asigurat și măsurile specifice de prevenire și stingere ale incendiilor la fața locului. Toți cei 4 ocupanți ai mașinii care a intrat în copac au ajuns la spital. Sunt 3 tineri de peste 20 de ani și o fată de 15 ani cu diverse răni și traumatisme. Din verificările preliminare efectuate de polițiști din cadrul biroului rutier Pitești s-a stabilit faptul că un tânăr de 22 de ani din Pitești, care conducea un autoturism pe strada Arman Călinescu, în împrejurări ce vor fi stabilite în urma cercetărilor, a intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani din Călinești, în urma impactului fiind avariat un al treilea autoturism ce se afla parcat pe partea stângă a sensului de mers. Din accident a rezultat vătămarea corporală a tânărului de 20 de ani și a altor 3 tineri, pasageri în autoturismul condus de acesta, respectiv 2 fete de 15 și 20 de ani și un tânăr de 20 de ani. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat alcool. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a produs. Recomandăm conducătorilor auto să adopte o conduită preventivă în trafic și să respecte normele rutiere. În acest caz, poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.